Sunt clipe disperate în Kabul, acolo unde aliații fac ultimele evacuări înainte de retragerea totală. Atentatul devastator comis aseară de ISIS a grăbit plecarea trupelor străine din capitala Afganistanului. Marea Britanie urmează să încheie în câteva ore procesul de evacuare. Bilanțul celor două atentate sinucigașe continuă să crească în tot acest timp. Peste 90 de persoane și-au pierdut viața, dintre care și 13 pușcași marini americani. Presa internațională a calificat tragedia drept cea mai mare din cei 20 de ani de prezență militară în Afganistan. Pericolul plutește în continuare în aer în capitala Afganistanului. Aeroportul din Kabul este evacuat în grabă de trupele aliate. Britanici urmează să încheie pe parcursul zilei retragerea, chiar dacă nu toți cetățenii au fost evacuați. Regretăm profund că nu toți au putut fi evacuați în cursul acestui proces, a declarat ministrul apărării Ben Wallace într-un comunicat. Și Spania a anunțat sfârșitul operațiunilor sale de evacuare în Kabul, odată cu sosirea ultimelor două zboruri spaniole din Dubai. Pe 31 august ar urma să se încheie și retragerea trupelor americane. Președintele Joe Biden a anunțat deja că nu va prelungi prezența militară în Afganistan, în ciuda celor două atentate, soldate cu peste 90 de morți, inclusiv 13 pușcași marini americani. Liderul de la Washington a promis însă răzbunare în numele poporului american. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans in there. We will get our Afghan allies. And our mission will go on. America will not be intimidated. Americanii se află în acest moment în situația de a colabora cu talibanii pentru a putea încheia cu bine retragerea. Pericolul ca aceia de la ISIS-K, aripa afgană a fostului stat islamic, să comită un alt atac este însă extrem de ridicat. Gruparea a câștigat un renume de temut, fiind considerată mult mai dură decât talibanii, cu care de altfel se află în conflict deschis. ISIS-K este prescurtarea de la statul islamic provincia Khorasan. Khorasan denumește o regiune istorică ce acoperă părți din Afganistanul și Pakistanul de azi. Inițial, ISIS-K a inclus Afganistanul și Pakistanul, dar în 2019, gruparea stat islamic a creat o aripă separată pentru provincia Pakistan.